Dar știți că dumneavoastră v-ați schimba profilul? Eu? Da? Cum? Vi se face nasul așa. Păi dumneavoastră erați miel. Nu țineți minte că v-am spus odată? Melc? Miel era. Miel. Nu țineți minte. Și acum m-am transformat cum? Vi se schimbă nasul. Și asta e de bine sau? Profil. Păi e de bine? Vedeți la Maiaș. Nu. La Maiaș, a? La Maiaș. Nu, se vede cum nasul se face așa. Deci asta e bine, da. Adică cred, nu știu, dar observ. Adică eu nu v-am se văzut poate, și da. De mult. După atâta pușcărie, după atâta tortură, normal, nu? Revenim în direct în ediția noastră specială în această seară. Am o mare surpriză pentru dumneavoastră, telespectatorii. Alături de mine este unul dintre cei mai cunoscuți, să spunem așa, oameni de știință, unul dintre cei mai îndrăgiți și cu puteri extraordinare în plus. Se numește Lorin Fortuna și nu l-ați mai văzut de mult. Bună seara, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Înainte de a-i da cuvântul domnului Lorin Fortuna, acesta începe deja cu o surpriză pentru dumneavoastră. E vorba de o coloană sonoră, de o surpriză muzicală. Haideți să vedeți despre ce este vorba și apoi vă va explica domnul Lorin Fortuna direct de la surse. Eu, înainte de toate, vă spun doar atât. Domnia sa a trimis o scrisoare de atenționare către cele mai înalte oficialități ale țării, către președinție, către guvern, despre pericolul care ne paște. Dar imediat o să vedeți despre ce este vorba după ce ascultăm muzica. Ridică-te, Gheorghe! Ridică-te, Ioane! Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii! Ridică-te! Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane, și sus spre lumina din urma furtunii. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Să aduni chiuind pe tăpșane o claie de țări și o căciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, așa ca să bei libertatea din ciuturi și-n ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și ca să spui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobodețiesc înainte. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane și sus spre lumina din urma furtunii. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Am ascultat această muzică. A fost propunerea dumneavoastră muzicală la emisiunea respectivă. Cei care au ascultat-o și care au urmărit acum ani buni în urmă, când pe postul DDTV am avut aproape 4 ani emisiunea Deșteptarea României, a avut un moment de nostalgie și un moment de remember față de ce a însemnat această emisiune la vremea respectivă. Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici și având în vedere că tematica pe care ne-am propus să o dezvoltăm are ca și componentă principală partea ezoterică și mai ales evenimentele prevăzute a se realiza în anul 2012, având în vedere că în emisiunile anterioare au mai fost niște specialiști în ezoterism la dumneavoastră și fenomenul este controversat. Da, unii spun că ar veni sfârșitul, alții văzut... din potrivă. Eu arăt interesatorul un articol, unul din multele articole apărute pe această temă și în care vedeți Lorin Fortuna, invitatul nostru, atenționează că va veni sfârșitul lumii, posibil să vină chiar și în 2012, numai că spune adio Terra în 2012, dar domnia sa zice că actuala conducere a țării ar putea face ceva în acest sens, ar putea salva ceva și chiar a scris
un memoriu impresionant, nu? Atât guvernului cât și președintelui Traian Băsescu, înțeleg? Da. Ați primit și un răspuns am primit, formal, dar am primit un răspuns formal, măcar m-am asigurat că au luat la cunoștință. Și... Bun, tot e ceva. Acum aș vrea să explicați dumneavoastră, telespectatorul. V-aș propune chiar ca acest răspuns și acest memoriu să constituie baza pe care merge emisiunea noastră, cel puțin la început, pentru că veți vedea că este foarte sugestiv. Da. Înainte de toate, cum ați ajuns dumneavoastră la această constatare? Dumneavoastră fiind foarte cunoscut ca omul care ați deschis acolo balconul Operei din Timișoara, fiind care ați adus viața asta nouă, acum 21 de ani, pentru români. Acum, că tragem linie la 21 de ani și constatăm că nu e o viață prea grozavă, e partea a doua, dar ați făcut o schimbare la vremea respectivă. Dacă vom avea timp, nu știu care este intenția programului dumneavoastră, în această cât putem să stăm, eu sunt pregătit să abordăm și o latură civică vis-a-vis de ceea ce spuneți de situația post-revoluționară din România, privită din punctul de vedere a Asociației Victoria Luptătorilor Revoluției în Timișoara. Și de asemenea, vreau să vă spun că noi am realizat la Timișoara un program de ieșire din criză, un proiect de program de ieșire din criză, proiect politic, dar de pe poziții civice, pe care îndrăznim să vi-l propunem, al avea în vedere, inclusiv pentru partidul pe care v-ați propus să-l realizați. Să vorbim despre toate. Să știți că este o mare capcană politică. Eu vreau doar să vă arăt că am experiența constituirii unui partid politic. Un partid am național, încercat da. Să facem, am condus Partidul Republican după ce fostul președinte Ioan Mânzatu practic l-a îngropat în PDSR-ul de atunci, sau cum s-o fi chemând, nu mai țin minte. Noi l-am preluat la Timișoara, n-am reușit să facem politic prea multe, în schimb am făcut ideologie politică deosebită, am realizat sistemul constituțional Timișoara, încă de la vremea respectivă, abia acum se pune problema că nu putem mai departe merge cu această Constituție, că suntem un stat handicapat constituțional. Ei, noi încă de atunci am spus și am pregătit o ideologie corespunzătoare care, dacă va fi timp, o vom discuta și aici, pe care vă propunem să o aveți în vedere, pentru că nu este o soluție. Cred că veți fi de acord și mai ales poporul român trebuie să știe că nu este o soluție ceea ce se vehiculează și vedem pe mijloacele media, adică schimbarea unui guvern cu altul. Nu facem decât să schimbăm o echipă de fraudatori cu o altă fraudatori. Echipă de fraudatori. Aici vă dau dreptate. Da. Asta haideți nu este o soluție. Să revenim la ceea ce e mai important pentru toți românii, dacă se sfârșește viața sau nu. Mai permiteți-mi doar o intervenție ca să... Mulți se pot întreba, de când omul ăsta se ocupă de ezoterism? Exact. De când se ocupă? Deci eu aș vrea să mai întâi să vă supun atenției un articol, să-l comentați dumneavoastră, care a apărut într-o publicație locală din Timișoara, săptămânală, Opinia Timișoarei se numește, în care să se vadă și să se știe că am fost un cercetător înainte deci de a... Deci inventatorul robotului telefonic care dă ora exactă, deposedat abuziv de Premiul Academiei Române. A, dumneavoastră ați inventat robotul? Deci eu am fost șeful proiectului care a realizat acest robot. Vă rog să prezentați această carte, este făcută pe baza deci tezei mele de doctorat. Numărul acela scurt și ca să aflăm ora exactă, la dumneavoastră trebuie să ne gândim, dumneavoastră ați inventat. Ca să se vadă înainte de 89, da? Am o experiență de cercetare, sunt un cercetător serios, iar ceea ce spun nu scot nici din burtă și nici nu vreau să mă afirm cu orice preț cu anumite teorii, deci sunt lucruri la care am ajuns printr-o cercetare serioasă, care cel puțin în ezoterism ajunge la 15-16 ani în momentul de față. Da, într-adevăr. Deci un om de știință, oricum, un om deștept, asta e clar, n-are nimeni nicio îndoială asupra capacităților intelectuale lui. Și dacă doriți, pentru că probabil veți dori să mergeți pe... Și biografia... Deci, a fost la un moment dat un an în care am intenționat, mi-am anunțat candidatura la președinția țării. Mulți m-au întrebat de ce nu candidez. În cadrul Partidului Republican s-au strâns un număr de 70.000 de semnături și datorită a două județe la vremea respectivă, care pur și simplu au trădat prin conducătorii lor la vremea respectivă, nu am putut să depunem atunci o candidatură. Mă întreb și astăzi ce ar fi fost, nu-mi fac iluzia că aș fi ieșit sau aș fi putut candida în condițiile care existau, dar puteam să vorbim și să prezentăm încă de pe atunci ideologia pe care noi am elaborat-o și fără de care considerăm că măsurile propuse, dacă nu se schimbă ceva în Constituția acestei țări și în modul de abordare a politicii acestei țări, situația din România nu se poate îmbunătăți. E vorba de două județe și trebuie să le spun aici, este vorba de județul Olt, printr-un profesor stângă de acolo și un alt inginer de la Craiova Rotaru, care au venit la întrunirea finală fără nici o semnătură
Și practic atunci ne-am dat seama că de fapt au fost puși să trădeze și noi n-am mai avut timp ceilalți să recuperăm handicapul. Ar fi fost o șansă, în orice caz vreau să arăt că a fost o experiență în care, prin care am trecut și, cum să spun, pot să afirm anumite lucruri care pot să fie luate în considerare și aș dori să fie luate cu seriozitate în considerare, inclusiv în domeniul civic, inclusiv în domeniul politic, pentru că am funcționat în aceste domenii și, zic eu, la nivel performant din punct de vedere ideologic, atât cât am putut. Da. Referitor la fenomenul 2012, aș vrea, am solicitat și mulțumesc prietenului nostru comun, Iulian Cimpoaie, care s-a străduit, să știți, să-ți bate omul ăsta de nu știu cât timp să mai organizeze o emisiune într-un context în care a reușit acum. Și să știți că nu numai, el dorește să aducă pe toți ezoteriștii, fiind și el un ezoterist, pe toți ezoteriștii din România să se adune la un loc și să acționeze în comun pentru binele acestei țări. Este o idee deosebită și eu sunt personal mișcat de asta și îi mulțumesc. Am urmărit fenomenul 2012 și am dorit ca să particip la o asemenea emisiune, pentru că inclusiv ceea ce se transmite pe postul dumneavoastră, am constatat că nu se bazează pe niște elemente certe de cercetare care au avut loc. Pot să vă spun în legătură cu acest subiect că în anul 2008, după opinia mea, s-a produs un eveniment deosebit, în sensul că atunci, în vară, dacă nu mă înșel, este menționat în dosarul pe care vi l-am pus acolo, vi l-am înaintat înainte de emisiune, s-a întâmplat un eveniment deosebit, în sensul că conducerea Pentagonului, care este practic Ministerul Apărării, dar și nu numai apărării în cazul Americii, Ministerul Armatei, să spunem, din America, a înaintat o scrisoare deschisă Parlamentului American, în care atrăgea atenția că, datorită mai multor factori și motiva aici, prin încălzirea globală, diminuarea resurselor, diminuarea stratului de ozon și alte cauze, este nu doar posibil, ci și probabil ca la sfârșitul anului 2012 să aibă loc un cataclism de nivel mondial cu consecințe corespunzătoare. De ce 2012 și nu un alt an și de ce cataclism mondial cu consecințe corespunzătoare? Pe de altă parte, cred că mulți din România au putut să vadă filmul 2012, în care se propune o variantă de sfârșit temporar al lumii fizice prin intermediul unui potop, deci un model de biblic Noe, să spunem așa, în care în China se construiesc trei arce, în care o parte a populației, deci sub conducerea unei confederații mondiale, în care o parte a populației se refugiază, cu care se refugiază în aceste arce, împreună cu un număr corespunzător de perechi de animale, de plante, în ideea că dacă va veni un potop, acest potop e provocat de un impact cu un asteroid. Deci China chiar se pregătește, nu? De așa ceva. Nu, n-aș putea spune. Nu, filmul respectiv are o notă, să spunem așa, science fiction. Aha. Pe undeva. Dar motivația este cea bazată pe previziunea, că și americanii, să știți, când au făcut acest lucru, și aici este partea interesantă, s-au bazat pe elementul fundamental. Sunt mai multe previziuni în legătură cu 2012, dar motivația fundamentală este cea lăsată de calendarul maiaș și un calendar realizat ideogramatic, care a fost, mă rog, studiat și descifrat de mai mulți cercetători, care toți au ajuns la concluzia că acest calendar, deci mai așa au dispărut înainte de 1400, am ascultat emisiunea de ieri, deci eu nu doresc să intru în polemică cu nimeni, dar vreau să vă spun ce am cercetat eu și pe ce mă bazez când spun acest lucru. Nu sunteți de acord cu Pavel Corus, înțeleg, pe anumite... În domeniul acesta nu. Să spune că e exclus să se întâmple ceva, da, în 2012, nu, e o greșeală de interpretare. Dar, pur și ea și tratat peorativ așa pe toți cei care afirmă că s-ar întâmpla ceva. Deci eu vreau să vă spun și am vrut să dovedesc mai întâi că sunt un cercetător. Da, deci am fost deposedat în mod abuziv de premiul Academiei și aș vrea să explic în ce context. Deci s-a întors Mihai Drăgănescu, fost președinte sau al Academiei, șef de secție la informatică, din guvernul roman, unde era prim-ministru, la Academie, la secția de informatică.
exact în anul 1997, când cartea pe care ați prezentat-o a fost propusă de către baza Academiei din Timișoara, scrisă de mine, pentru a concura la unul din cele două premii ale secției de informatică a Academiei Române. Erau două premii. Era Dan Dascălu, mă rog, de la Catedra de Dispozitive și Circuite la vremea respectivă, parcă așa se chema, tot din subordinea la vremea respectivă a academicianului Mihai Drăgănescu. Și în urma jurizării care s-a făcut, cartea mea a obținut unul din premii. Și se aștepta, eu m-am interesat, secretarul de atunci mi-a spus, domnul Fortuna, jurizarea s-a încheiat, așteptăm, cartea dumneavoastră este pentru una din premii, a fost selectată pentru celălalt premiu, o carte a unui profesor din București. Tot așa, din Institutul Politehnic de atunci. Și așteptăm că premierea se va face într-un cadru comun, festiv, pentru toată Academia. Și așteptați că veți fi anunțat când va fi acest lucru. Ei, n-am fost anunțat și am constatat din preză că premiera respectivă a avut loc și premiile s-au mânat, ca să constat că, surprins, că premiul pe care eu știam erau niște nume de academicieni. Sincer, nu le mai țin minte pentru că nu erau atât de cunoscute în afara Academiei, probabil, care... Deci, după numele lor, se numeau și premiile respective, cele două. M-am dus să întreb de ce s-a întâmplat cu premiul meu. Secretarul mi-a spus, vorbiți cu domnul nou președinte al secției de informatică, domnul academician Mihai Drăgănescu. M-am dus la domnul academician Mihai Drăgănescu în audiență, l-am întrebat ce s-a întâmplat și el zice, da, așa este, premiul dumneavoastră respectiv, ați fost selectat pentru premiul respectiv, dar noi ne-am conformat unei directive a președintelui de atunci, cartea era în 96, dar jurizarea se făcea în 97, un an mai târziu. Ne-am conformat unei directive a președintelui de atunci, care era Eugen Simion, și care a deplâns sumele în bani mici acordate asociate premiilor Academiei și a venit cu o motivație că a dat un exemplu că Octavian Goga la vremea lui a luat un premiu al Academiei cu care, atât de consistent, cu care și-ar fi făcut o parte din cornacul de la Ciucea, cunoscut și astăzi, și că uite că premiile de astăzi sunt atât de mici și vedea între asta o decădere, să spunem așa, a importanței Academiei. Și tot dumnealui ne-a recomandat, zice, ca să facem o analiză a premiilor acordate și unde considerăm că este cazul să desființăm un număr de premii ca să se acorde sumele rămase disponibile la premiile rămase ca să fie premii mai mari. Și noi având două premii aici, unde a fost un singur premiu, a fost probabil lăsat. Noi având două premii, am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că se poate desființa unul din premii și cum premiul al doilea, al celui din București, la Institutul Politehnic, ei erau de la Institutul Politehnic, a fost considerat mai valoros, ăla a rămas, iar premiul dumneavoastră s-a desființat și nu s-a mai acordat. Și atunci l-am întrebat, dar de ce nu mi-ați spus acest lucru? Pentru că dacă asta era problema, puteam să vă aduc o sponsorizare care să fie de 10 ori mai mare decât acest lucru, cum să vă spun, deci... Da. Zic, dumneavoastră știți ce înseamnă să iei unui inginer? Pentru un inginer este suprema consacrare, acordarea premiului Academiei. Să faci așa ceva cu asemenea motivații? Vă rog să mă credeți că atunci, în acel moment, am văzut negru în fața ochilor. Este a doua mare lovitură care mi s-a dat după confiscarea în viață, după Revoluție, după confiscarea și detonarea Revoluției de către FSN în detrimentul Timișoarei și al celorlalte orașe care s-au ridicat la București. Dânsul nu mi-a dat un răspuns. Mi-a spus... Așa noi ne-am conformat, dacă aveți ceva de spus, faceți contestații. Ce contestații să mai faci după ce premiile s-au făcut, se dăduseră, vorba a fost, nunta a fost, ce să mai faci? Dar acum vă puteți lua revanșa, în felul ăsta, dovedind celorlalți oameni de știință. Am încercat să știți, cu mulțumesc acestui ziar și celui care s-a ocupat de acest caz, acestei publicații în Timișoara, Opinia Timișoarei, care a dorit să se ocupe de acest lucru. Am spus la mai mult, să știți, nu au considerat util să investigheze acest caz. Și astăzi pot să dovedesc și se poate dovedi, și asta o să spun mereu și în opinia mea, și o spun cu mândrie și cu siguranța pe care o am a cercetătorului, care am ceva în spate. Se poate vedea în timp și se va vedea că am așa ceva, o experiență corespunzătoare și de creație și de în alte domenii. Dacă ar fi ieșit echipa de la Timișoara și guvernul s-ar fi format pe echipa de la Timișoara, care includea pe Claudiu Iordache, care azi este directorul Institutului General Institutului Revoluției Române în decembrie 1989, pe Radu Motica, care astăzi este decanul Facultății de Drept din Timișoara, pe
alți cercetători care acolo, Ioan Aurel Laslău, care astăzi are o tipografie și este patron și a reușit prin mijloace proprii să facă ceva. Deci România ar fi avut șansa unui guvern mai bun și mai ales în primul rând mai cinstit și mai de bună credință și poate că astăzi nu eram în situația în care... Da, asta este sigur, da. Cu acestea fiind spuse, revin la ceea ce revin e important la tema astăzi. Noastră și să vă spun ce s-a întâmplat mai departe cu 2012. Deci, vin cu o altă variantă, probabil necunoscută altora. Deci, maiașii, după cum spuneau, au plecat înainte, au dispărut și au lăsat o țară goală înainte de secolul XIV, deci nu sunt de acord cu ideea că s-au împărțit pe nu știu. Nu. Deci ei au fost o populație care nu semănau cu cei din jur de acolo. Deci, așa. O să vă spun și din punct de vedere ezoteric mai multe treburi legate de altă experiență. Au lăsat câteva desene, nu știu dacă dumneavoastră erați preocupat pe vremuri de... Mă rog, OZN-uri de treburi, deci... Să discutăm și despre OZN-uri. Dacă vă aduceți aminte, erau cărțile lui Erich von Däniken. Orele astrale ale omenirii și altele și în aceste cărți s-au publicat două desene aparținând civilizației maiașe. Unu, un maiaș într-o ceva ce părea cu nasul ăla cânt, sistem ce părea a fi sau un submarin sau o navă cosmică cu mâinile pe manete, o dată, a doua oară, un aerodrom sau văzut de sus, deci cu o pasăre ce părea o pasăre de asta colibri cu aripi rotunde, dar, mă rog, stilizată, albă, dar care se vedea din cosmos, așa, într-un context în care la vremea respectivă altceva decât calul și căruța eventual nu existau. Deci nici măcar nu-ți puteai imagina așa ceva. Oricine nu ține cont de aceste aspecte și de aceste elemente înseamnă că nu face o corelație corespunzătoare. Oricât ar fi cineva chiar la ora actuală de deștept, de inteligent, de proiectiv, să spunem un Jules Verne sau chiar, cum să vă spun, deci trebuia să fie detalii aceasta sau de Leonardo da Vinci ca să prevadă cum arată, nu doar schițe să facă, ci să facă un desen funcțional al unei nave cosmice la vremea respectivă. Ce au indicat ei în felul acesta, de fapt? Și acest lucru se știe. Și ezoteriștii îl știu și mai ales cei care au primit, care sunt comunicatori astrali. Ei au plecat și au fost salvați de pe această planetă, nu toți, cea mai mare parte, într-un exod, au fost luați cu nave și asta reprezenta o navă dintre acelea care a fost reprezentată acolo și duși în altă parte. De ce? S-ar putea să întrebe unii. Cu puțin înainte, ca tăvărugul spaniol al lui Fernando Cortez, al lui Columb și al, mă rog, și portughez, să meargă acolo și să radă tot ce era civilizație autentică înainte de a veni pe urmă exodul din Anglia și din Franța în restul Americii, în America de Nord, dar în America de Sud și să distrugă practic orice urmă de civilizație autentică de acolo, să spaniolizeze, să portughezizeze. Deci, ceea ce înseamnă din punct de vedere ezoteric și poate o să discutăm acest lucru, o să vedeți, în economia anului 2012 și în judecata de apoi și în selecția, se va vedea, popoarelor care urmează să participe la exodul din 2012, când nimeni n-a spus despre acest lucru, de faptul că o parte din această omenire va fi salvată, va fi selectată. Dar deci nu va muri chiar toată lumea în 2012. Deci, în 2012, din câte cunoaștem noi, din informații, noi suntem, deci fac parte din mișcarea, între alte, mișcarea Sarmisegetuz, avem o pagină web și chiar invit pe toți cei doritori să ne consulte pagina web, poate fi găsită la adresa www.lorin-fortuna.ro. Se numește Misiunea Astrală România. Să mai explic de ce numele meu. Când am făcut această pagină, aveam nevoie de o adresă și până să facem formă, erau niște probleme, iar eu pregăteam un site despre, mă rog, alte probleme cu Asociația Victoria, și am folosit și așa a rămas că n-am mai reușit să facem altul. Dar se va putea vedea acolo, are o rubrică ezoterică, o rubrică civică, o rubrică politică și se va vedea, are cam 6-7 ani de vechime. În momentul de față, o cifră de peste 300.000 de accesări, ceea ce înseamnă ceva și cam ce am văzut noi, cam în jur de 100 de accesări pe zi, înseamnă ceva pentru cei care știu ce înseamnă ezoterism. Dacă doresc
anumite persoane să se intereseze referitor la acest subiect, accesând acest site, pot să afle multe. Este o pagină întreagă, o rubrică întreagă referitoare numai la 2012. Ei, și în contextul acesta, deci ei au plecat, au fost salvați, au fost duși cu nave, au lăsat, o parte au rămas aici, când totdeauna se face o astfel de selecție. Ei, din cauza asta au rămas acele orașe goale și nu se găsesc, deși s-au căutat, sau am văzut și eu tot felul de explicații de genul ăsta, că au găsit undeva niște gropi comune, se presupune că a fost o epidemie. Deci, ezoteric și prin informații ezoterice, și vom discuta poate și ce înseamnă comunicare ezoterică și faptul că există comunicatori astrali care primesc astfel de informații. Și vreau să vă spun că, chiar referitor la domnul Pavel Coruț, poate o să descriu cândva experiența respectivă, am fost la dumnealui pe vremea când eram președintele Partidului Republican, dumnealui era președintele Partidului Viața Românească, parcă așa se chema, nu sunt sigur, dar cred că așa mi-aduc aminte, și am propus, nu numai dumnealui, și altora, să facem o alianță de unitate națională. După cum ați văzut, eu sunt preocupat de realizarea unui partid național. Dumneavoastră sunteți preocupat de realizarea unui partid popular. Ei, națiunea este mai mult decât un popor. Națiunea este un popor în care majoritatea sunt cetățeni. În timp ce la popor, majoritatea sunt indivizi. Da. Iar dacă este populație, cum este România acum, majoritatea, adică numărul de cetățeni, dar mă rog, există totuși un număr corespunzător de cetățeni care fac coeziune, țin pe ceilalți la oaltă. Ei, așa cum suntem acum, avem o populație în care majoritatea, din nefericire, tinde să devină mancurtă. Adică niște oameni de tip ubi bene, ibi patria. Da, apropo de asta, aș vrea să explicați pe înțelesul poporului ce înseamnă ezoteric. Vă întreabă foarte mult la 1333. Da. Să vorbiți cât mai pe înțeles oameni. Ezoteric, de-a lungul timpului, s-a pus problema unei filozofii, unei ideologii specifice existențiale, referitoare la civilizație. Deci aș defini în general ezoterismul ca o ideologie specifică orientată pe existențialism la nivel de civilizație. Ce înseamnă? Ea, de-a lungul timpului, s-a numit în diferite moduri. S-a numit magie, s-a numit cabală în alte civilizații. Noi am preluat această denumire de ezoterism, care este cea mai uzitată, așa am considerat noi, și cea mai potrivită. Ezoterismul este practic și o religie, sau este o alternativă la religie. Se va vedea, nu sunt numai eu cel care fac astfel de afirmații, din ce în ce mai mulți vin și afirmă faptul că toate religiile sunt de fapt false, sunt de fapt niște ideologii existențiale menite nu să favorizeze așa numita selecție pentru a-ți continua existența într-una din lumile următoare, adică să favorizeze mântuirea după încetarea existenței în cadrul acestei lumi, ci dimpotrivă să-ți blocheze această posibilitate, dar de o anumită manieră încât să te înșele, tu să crezi că ceea ce faci te mântuie și în realitate ceea ce faci te scoate din curs, adică nu te mântuie. Deci, ce-ar fi ezoterismul în acest sens? L-aș defini în alți termeni ca o înțelepciune existențială, adică să-ți pui întrebarea pentru ce existi și cum poți face ca să existi în mod performant, din punct de vedere, performanța poate fi descrisă. Și aseară s-a încercat performanța în diverse moduri. Performanta fiind descrisă din punctul de vedere al creatorului civilizației în care te afli. Și hai să-i spunem denumit generic Dumnezeu. Deci, da? În acest context, ezoterismul este ca un fel de joc existențial de tip cald-rece, în care existi și în funcție de stimulii pe care îi primești și a care se împărțim în două, mulțumire, nemulțumire sau suferință, nesuferință, ești informat de către ierarhiile care conduc această lume și această civilizație că joci bine sau nu joci bine. Și de ce sunteți dumneavoastră convins că va veni sfârșitul în 2012? Să vă spun experiențele, da, pe care ne bazăm și care de fapt le-am și că nu mă adresam președintelui dacă nu aveam asta argumentare. Trebuie să înțeleagă oamenii că e vorba de un demers oficial al unui om de știință care a citit foarte mult și a studiat mult la viața sa. Da. Da. Deci, ce au făcut mai așa, vă spuneau, au plecat, au lăsat aceste desene, au lăsat niște incunabile, au lăsat un sistem ciclic, pe cicli de cronometrare a timpului și au mai spus ceva. Vom reveni la sfârșitul timpului. Ei vorbeau de sfârșitul timpului.
Ei nu vorbeau de sfârșitul, neapărat de sfârșitul lumii, vorbeau de sfârșitul timpului. Vom reveni la sfârșitul timpului. Vă rog să vă orientați și să vedeți la ora actuală și să-i urmăriți cu atenție pe toți cei care au așa numitul nas maiaș. Noi le spunem popular nasol. Uitați-vă și la nasul meu din profil. Și cum e? E nas maiaș, că e coroiat puțin așa? Da, da. Mare și coroiat. Ăsta este nasul maiaș. Da. Toți cei care au un astfel de nas în principiu, sau o mare parte dintre ei, sunt vectori, sunt făcuți pentru a fi vectori social sau societal, meniți să acționeze pentru a preveni, pentru a întâmpina în mod corespunzător, a face populația lumii să conștientizeze că se apropie o mare încercare care poate însemna un mare pericol. Ca niște lideri de opinie, așa. Așa, spun, așa. Da. Și ce trebuie să facă să conștientizeze, adică cum? Cum să optimizăm această apropiere? Cum să ne apropiem de ea? Ați văzut, deci una dintre variante este aceea făcută, propusă de filmul respectiv, conform ei, să știți că mulți, mai ales în cadrul anumitor masonerii, s-a promovat această idee și au fost sfătuiți, deci mulți dintre ei își fac buncări, începând cu Ceaușescu și, de exemplu, eu chiar la dumneavoastră la o TV, am auzit la un moment dat pe domnul Prigoană cum își descria bunkerul pe care îl are cu... Asta e adevărat, da? Asta e adevărat. De ce domnul Prigoană își face bunkerul? Da. Nu știu. Ia întrebați-l o dată așa, frate. Ce, că e mason? Asta se știe că e mason. Nu! Deci ei știu ceva ce ceilalți nu știu. Adică ei se pregătesc pentru un impact cu un asteroid care, conform filmului respectiv, va produce tsunami, cutremure, erupții vulcanice și va acoperi planeta și apele se vor retrage după un timp. Până atunci va trebui să stai undeva. Și masonii simt asta în secret față de noi ceilalți? Dintre, nu toate. Deci sunt masonerii și masonerii. Deci masonerii, în general, știți ce am? Mason înseamnă... Dar nici asta n-a explicat cineva ca lumea. Mason înseamnă zidar în limba... în limba engleză. Dar zidarii, de unde vine? Nu orice zidar. Sunt acei zidari care făceau catedrale. Da. Începând de la Hiram, dacă ați auzit, și templul lui Solomon, și arhitectul Hiram a dus ca să facă de către Solomon să facă proiectul respectiv, a face un templu ridică o problemă de bază. Unde să pui altarul? De ce? Altarul este elementul ezoteric principal, adică dacă pui altarul într-un loc considerat benefic, eficiența acelui locaș este mai puternică. Dacă nu, ea este mai slabă, iar dacă îl pui într-un loc, să spunem, nebenefic sau blestemat, cum se spune, deci biserica respectivă poate să nu își atingă scopul. Ei, astea sunt legate de radiestezie, încercările care se fac. Deci, eu am, de exemplu, am parcurs un curs de radiestezie la un moment dat. Așa. Și acolo am văzut, de exemplu, că se comunică cu altcineva, cu altă dimensiune. Adică am văzut că dacă folosești acea ansă și toți cei care au fost acolo au văzut treaba asta. Deci cine n-a fost acolo poate vorbi de o manieră peiorativă de... Eu nu spun că cei de acolo au neapărat dreptate, dar în felul acesta te poți convinge că vorbești cu, comunici în felul acesta cu cineva. Ei, începând cu asta, deci respectivii, practic, în felul, și infoenergetica și alte domenii de inițiere aduc pe ucenic, pe cel care dorește să inițieze, în postura, deci dacă el se străduiește și, cum să spun, ierarhiile care coordonează văd acest lucru, îl aduc în postura de a beneficia de o comunicare cu anumite ierarhii. De cele mai multe ori, comunicarea poate să fie în mai multe feluri, cum prin somn, prin vise, prin voci, de exemplu, Jean d'Arc auzea voci, de exemplu. Prin alte forme, închizi ochii și prin ochiul minții, aurele, sau prin telepatie, prin comunicare telepatică sub formă de gânduri. Eu sunt un astfel de comunicator. De peste 10 ani am o comunicare telepatică cu o anumită ierarhie la nivel galactic, central, că acolo este sediul principal la nivel unicivilizațional, veți vedea, până la nivelul civilizației galactice centrale, merg ierarhii unicivilizaționale. De la nivelul mai departe, galactic central, în sus, urmează Universul, încep lumile și ierarhiile multicivilizaționale în care se vine din civilizații diferite. Ei, m-au luat în evidență, au început să-mi transmită informații. Dar în timp am observat un lucru și de asta spun că nu este o simplă luare în evidență și ia cineva și te instruiește, nu?
Să știți că acest lucru, deci îl știu călugării, de exemplu. Deci când unii călugări se deschide comunicarea, și mulți au comunicarea deschisă, ei, în acel moment el este, sau și înainte, el este, lui este asociat un, cum zice, un îndrumător spiritual. Ăștia spun, indienii spun guru. Îl numesc așa. De ce? Pentru că cel care începe să primească, gândiți-vă că dumneavoastră la un moment dat începe să vă vină în minte, cum să vă spun, să vă transmite fluxuri de informații prin gânduri. Ei, dacă aveți tendința, într-o primă fază este o stare de euforie în care ai tendința să crezi că tot ce se transmite este corect. Până când ajungi să primești niște lovituri de asemenea manieră încât să te trezești. Adică emanciparea ezoterică și perfecționarea ezoterică se fac prin efecte. De asta am făcut această similitudine cu jocul de tip cald-rece. Adică constați la un moment dat că te duci, dau un exemplu dintre cele mai frente, spune du-te și joacă la loto că primești, cum să spun, vei câștiga numerele astea, așa, te duci, îți iese un număr, duci, joacă o sumă mare de tot pe numerele astea că câștigi. Ei, te duci și joci și pierzi exact atunci. Ei, acea deziluzie îți atrage atenția că nu poți merge mai departe pe calea ezoterismului dacă nu urmărești decât obiective profitabile. Deci trebuie să te ridici deasupra acestei motivații și numai atunci poți merge mai departe. Cine o înțelege bine, cine nu, de regulă se lasă de treaba asta, se apucă de altceva, mulți au decăzut în băutură, în droguri, în ce să vă spun. E. Și în contextul ăsta, deci și noi avem în mișcarea, Misiunea Astrală România și mișcarea Sarmi Segetuza, mai mulți comunicatori astrale, spunem noi, care primesc telepatic informații. Ei țin, toți suntem din cadrul civilizației goriliene, dar care are mai multe variante. Goriliană modificată, trebuie să se știe și poate vom vorbi odată. Fosta civilizație înainte de 89, civilizația goriliană înainte de 89 a dispărut. A fost anihilată ființial prin agresiune civilizațională. În momentul de față există alte două. Civilizația goriliană modificată și civilizația goriliană dublu modificată, care înseamnă alți parametri. Dar se păstrează mare parte din fondul care a existat anterior. Trebuie să se știe că a existat o agresiune deosebit de puternică asupra acestei civilizații, inclusiv asupra acestei lumi, realizat de către alte civilizații. Din acest punct de vedere, cele mai periculoase și agresive civilizaționale civilizații au fost cele reptiliene, civilizația șerpiliană, civilizația balaureană, din nefericire mai recent și civilizația iguaniferă, au fost mai multe variante de civilizații iguanifere. Cineva a întrebat și am văzut la dumneavoastră cu Inuache și cu... De exemplu, puțină lumea a sesizat un lucru și noi am întrebat, că putem întreba, putem solicita anumite informații, dar plătim pentru asta. Deci nu se furnizează informații gratuite. Care este Anunnaki, de exemplu, o civilizație șerpiliană care a fost înainte și, deci vreau, cu ocazia asta și fac o paranteză, există o tradiție a sosirii de nave extraplanetare. Adică extraterestre, da? Extraplanetare, spunem noi, pentru că Terra nu se mai numește Terra. Deci, conducătorul suprem al planetei Terra, Teros, nu mai este el. Au fost mai mulți schimbați între timp. Așa. Adică, și acum cine este? În momentul de față, nu știu dacă mai... Deci, aș dori, în sfârșit, este... Mă rog, din câte cunoaștem noi, în momentul de față, este un fost luptător Stanciu, se numește Cristian și George, dacă nu mă înșel. Deci, este un fost luptător în Revoluție, omorât în condiții dure. Român? Român, da. În decembrie 89, planeta se numește Cristiana. Din cauza asta? Din cauza, după numele Demiurgului. Și... De ce șeful planetei ar fi un român? Sau... Pentru că cei care conduc, aici ar trebui să facem, uitați-vă. Adică suntem noi, sunteți pe teoria că suntem buricul, cum se spune, Universului, deci în România. Poporul ales Dumnezeu are un plan superior pentru țara voastră. Așa. Străbunii galactici ne vorbesc despre misiunea spirituală a României. Deci, așa. Va trebui să avem în vedere mai multe profeții care s-au făcut. Eu n-am auzit, de exemplu, vorbindu-se până acum la dumneavoastră aici, nimeni, sau, mă rog, cât am urmărit eu despre... profeția care mi se pare cea mai importantă pe linia, începând cu Sundar Singh și Vanga, spunea de poporul român și Sfântul Serafim din Sarov, din câte cunosc, dar ultimul este Swami Gupta. Da. Vom vorbi poate despre el, chemat de Ceaușescu. Da.
de Elena Ceaușescu, de fapt, cunoscut ca era istoric al religiilor, era un om foarte cult și avea comunicare. Uh-huh. De aici este totul, toată problema. Deci, unii primesc, sunt anumiți vectori societali ezoterici deosebit de importanță, așa cum sunt vectori și de altă manieră. De exemplu, dumneavoastră sunteți un vector principal în domeniul artei, în domeniul televiziunii, hai să spunem așa, în România. Deci, de la început vi s-a făcut destinul așa. Deci dacă nu, deci nu puteați să ajungeți aici altfel. Dar ce destin, numai cu piedici, numai cu închideri de post, cu închideri de persoane, da? O să vedeți de ce. Pentru că cei agresați sunt vectorii. O civilizație care vine și vrea să agreseze civilizația goriliană cum suntem noi, știți ce face? Nu interesează turma, să spunem. Adică turma se zne peorativ, vreau să... Nu, da, populația mare nu interesează, o interesează vectorii. Aha. Să nu vă spun că evreii au chiar acolo, într-una din doctrinele lor, că au mai multe în sfârșit, de luptă cu alte civilizații, cu alte popoare, una dintre ele spune așa, când în cazul unei lupte, ochește-l pe cel mai bun și omoară-l primul, pe ăla te concentrezi, pe ăla, după care urmărești pe al doilea care este așa. Deci nu te interesează restul, nu, conducătorii. Deci asta este sistemul de a agresa vectorii. Deci trebuie să știți că la început, în momentul în care ați, și politic să ajunge la treaba asta, și în alt moment, în momentul în care ați reușit să obțineți ceva și v-ați evidențiat social sau societal, deveniți țintă. Deveniți țintă pentru reprezentanții celorlalte civilizații care ne-au agresat planeta, care au reprezentanță aici. Și vreau să vă spun că Papa a recunoscut, tot așa în anul 2008, dacă mi-aduc aminte bine, oficial că există reprezentanți ai unor civilizații extraterestre, tot spuneau pe vremea respectivă așa, pe planetă și că ei colaborează, Papa colaborează cu ei. Dar mai mult decât atât n-a mai spus și nici nimeni nu l-a întrebat. Și probabil că în Italia nu e un Dan Diaconescu care să-l invite la o emisiune despre... Bine, așa s-a spus că și americanii au dovezi certe că OZN-urile există și că extraterestre... Problema este că nu vorbesc despre ele. Da. O să vedeți că despre 2012 s-a aflat ce au experimentat americanii, nu de la Pentagon, de exemplu, care a dat scrisoarea cum a dat-o, și nu de la sursele lor de cercetare, cei care au organizat proiectul Montauk, de exemplu. Da, să explicați și cu proiectul ăsta Montauk. Am explicat și o să spun că asta este tot. Ca să înțeleg, nu, ci de la... Deci ei au, din proiectul ăsta Montauk au fost mai multe compartimente. A fost unul, de exemplu, a fost influența microundelor asupra oamenilor. Deci, ca să se înțeleagă, americanii au făcut un experiment, da? În perioada între 50 și 70, începând cu Philadelphia și cu alte, așa, americanii au făcut o serie întreagă de experimente de paranormal, în care s-a inventat și cum Tesla a fost dus acolo, luat și a... Adică s-au făcut niște regresii hipnotice, da? Joase. Deci niște oameni i-au trimis înapoi în timp, sau cum? Nu regresii, să sunt progresii. Progresii? Aici este ingeniozitatea. Așa, ca să înțeleagă poporul. Deci, ajungem la, ca să vedeți de unde pleacă totul, deci americanii au știut cine sunt maiași. Vreau să spun că, deci, cine condamnă sau cine ia peorativ poporul maiaș sau pe cei care cred, trebuie să știe un lucru. Deci, americanii nu au considerat și nu au desconsiderat. Dimpotrivă, au alocat fonduri de cercetare deosebite în cadrul proiectului Montauk și au altora exact acestui fenomen. Adică ei și-au pus problema, știau ceva de acolo și hai să vedem ce-i cu asta. Deci, au și ei comunicatori. Eu vreau să vă spun că ei ce fac? În momentul în care există ezoteriști care comunică, ei strâng. Și rușii au și toți. Asta fac. Deci asta comunică. Asta are și comunicarea deschisă. Hai să-i luăm odată. Să-i folosim noi dacă putem. Dacă nu putem, îi distrugem. De ce? Să nu-i folosească ei alții. Deci este o strategie și dacă veți remarca în ce am spus eu acolo, deci eu am cerut președintelui actual al României ca pe o solicitare imperativă, ca pe o necesitate imperativă, crearea unui institut de cercetări ezoterice. Că oamenii vă întreabă, dumneavoastră ați atenționat conducerea țării și conducerea ce să facă? Conducerea nu e bună nici să facă o pensie ca lumea. Stați puțin. Să salveze planeta de distrugere. Deci conducerea ce face? Deci conducerea și ea pentru ea, deci din acest punct de vedere, președintele Băsescu a fost sincer. Deci conducerea și ea pentru ea, se apără ezoteric pentru ea, cazul cu Aleodor Manolea și cu... Da, care cu flacăra violetă, da? Și cu flacăra violetă, o să vă discutăm și despre treaba asta. O să vezi că nu flacăra violetă l-a ajutat pe Traian Băsescu. Și o spun acum aici, dar trebuie ce? Să se știe. Ce l-a ajutat? Flacăra violetă a dat valoarea continuă. A susținut cine este electronist sau cine este știe ce înseamnă componentă continuă și componentă alternativă peste componenta continuă. Deci flacăra violetă este sprijinul acordat de către o civilizație iguaniferă, violetă, adică provenită dintr-o lume fizică în care soarele este violet,
este Inoache. Cartea Inoache, deci Inoache vine în acea lume, care spune așa, și care a sprijinit, nu pot să spun PDL-ul, sau a sprijinit anumite personalități, deci bătălia, trebuie să înțeleagă acest lucru, nu s-a dat între PDL și PSD, nu. Bătălia s-a dat între Băsescu și Geoană. Băsescu s-a orientat pe anumite forțe de influență mondiale, Geoană s-a orientat pe alte forțe de influență mondiale. Toate aceste forțe, și una și cealaltă, erau guvernate de anumite tipuri de masonerii, care, la rândul lor, erau guvernate de anumite civilizații extraplanetare. Deci bătălia, până la urmă, s-a dat prin intermediul acestor doi între niște interese al unor civilizații extraplanetare. Iar Băsescu a fost sprijinit la vremea respectivă pe o componentă continuă de flacăra violetă, adică de această civilizație iguaniferă, violet. Da, v-ați apucat să povestiți că a venit la Elena Ceaușescu acel prezicător. Ați spus treaba asta acum, lăsați să spun asta, că e interesant, da, o să vezi. Până la urmă, dacă ajungeți acolo, ajungeți voastră în vizoare, să văd ce cravată. Toată vă vine ideea să schimbați cravata roșie cu cravata violetă. Păi nu, noi avem violet la culoarea partidului, violet și cu alb la Partidul Poporului. Da, e bine dacă ați spus albul. Alb, deci dacă albul e preponderent, plus așa, violet. Așa. Ei, înseamnă că cineva vă dirigează la nivel astral și și civilizațional în sens bun. În sens bun. Cu violetul mai vedem. Eu v-aș orienta să avem ceva și de contrast, că nu peste alb să se scrie cu ceva. Poate când o să vedeți când discutăm și politicul sau ceva, poate o să apelați. Deci noi vă oferim gratuit, numai dumneavoastră, la toți cei care doresc, consultanță ezoterică, civică și politică, în probleme care dumneavoastră aveți nevoie. De ce? Dar în folosul poporului. Sunteți mai bun decât Aliodor Manolea. Da, sunt mai bun. Mai bun. Nu, dar lămuriți asta cu Swan Guami, așa îl cheamă exact, nu? Stați să vă zic, doar cu asta până. Cu culoarea, că pe urmă... Așa, cu culoarea. Și sunt mulți interesați în treaba asta. În momentul de cumpănă, ați văzut când a basculat, practic, în ziua alegerilor, în jurul prânzului, dacă nu mă înșel, între 12:30-1, atunci a basculat tot. Mm-hmm. Atunci a intervenit flacăra albă zăpezie. Albă, nu violet. Nu, albă zăpezie. Peste! Cum să vă spun? Flacăra violetă dădea o componentă continuă. Deci noi acum, dacă avem culoare albă la partid, câștigăm sigur. De ce vă spun? Nici n-am știut, da. Păi, noi am luat, am ales alb și 10. Și de ce nu știu? De ce nu știu? Măcar puțin alb să-ți alegi. Domnule, soarele nostru este alb. Știți ce fac nenorociții ăștia și știți ce facem noi cu drapelul ăsta care n-are alb? A, drapelul țării, da. De ce? De ce n-are alb când soarele nostru este alb? Deci pentru că balaurienii au venit dintr-o lume fizică în care soarele este roșu. Delfinienii au venit dintr-o lume fizică în care soarele este galben. Peștirenii delfinieni, ați avut odată pe doamna Georgeta Florea, care spunea că acolo e galben, e, da, așa. Și alb, așa. Soarele. Și vulturienii au venit dintr-o lume în care soarele este albastru. Ei au contribuit la realizarea civilizației noastre, pentru fiind civilizații mai vechi. Păi, dar nu ne-au dat voie să folosim culoarea noastră. Știți ce înseamnă? Este ca pe vremea stăpânului în Evul Mediu. Deci, porți blazonul și așa fac și masoneriile. Porți blazonul stăpânului. De ce credeți că au umblat ăștia cu portocaliu până acum? De ce credeți? Ăștia cu alianța, da, și cu de pedreu. Ce credeți? Nu știu. De ce? Pentru că culoarea masoneriei ritului scoțean antic și acceptat este Wilfred de Orania. De acolo pleacă, cum să spun. Deci este oranjul. Și de aia mergeau peste tot și lipeau cârpe de astea pe undeva. De ce? Îți aduce sprijin ezoteric, acum înțelegeți? Credeți că ei de proști făceau, cum să vă spun, marșurile alea și lipeau cârpe prin tufișuri și așa mai departe și pe unde puteau... Deci din cauza asta. Nu, dar totuși soarele îți aduce energie, îți aduce energie, dar atenție, energia asta este adusă reprezentanților de influență, factorilor de influență, vectorilor de influență în România, civilizație, ritului scoțean antic și acceptat. Partidul Național Liberal este cel mai vechi în domeniul ăsta. PDL-ul s-a dus încolo. Acum, ce s-a întâmplat cu PDL-ul? Dacă ați observat ce mișcare asta cu creștini democrația. De da. Acum, să vedeți că PDL-ul, dacă merge pe treaba asta, va trebui să-și schimbe culoarea. Da. De ce? Pentru că ei, creștini democrația, aparține masoneriei Cavalerilor de Malta. Mergând, Cavalerii de Malta au altă culoare. Și atunci ei vor să meargă pe altceva, au început atonarea, care explicația este... Vă dau ca ezoterist, pentru că ați ajuns la ea? Nu cred că ați ajuns. De ce credeți că a venit Angela Merkel aici? De ce? Pentru că papa, care este conducătorul organizației Cavalerilor de Malta masonice, este german acum. Deci, cu ajutorul acestei masonerii și cu ajutorul sprijinului papal, Germania își vede din nou, cum să vă spun, crescând șansele de a se impune în Europa. Ei,
Și atunci, problema care este? Să se scoată anumite forțe civice, politice, de sub influența masoneriei portocalii și să treacă pe masoneria ritului, de ritul scoțean antic și acceptat și să treacă pe masoneria cavalerilor de Malta, iar domnul Baconski și cu alții au făcut, au mers mai departe. Dacă ați văzut, în momentul în care președintele actual a spus doamna Udrea nu-i bună, că e femeie, n-are experiență, domnul Blaga nu știu ce, cine era bun? Baconski. Da, o să revenim imediat cu domnul Lorin Fortuna și cu apelul său către șefii țării. Băsescu se mai spunea și poate salva omenirea printr-un simplu ordin de la Cotrocină, să vedem despre ce este vorba.